Bună ziua, doamnelor, domnilor și dragi copii! Jocurile olimpice sunt încercarea supremă pentru orice sportiv. Să ajungi la Jocurile Olimpice de iarnă dovedește o calitate și o valoare unor oameni care și-au depășit limitele în sporturi foarte grele. Săriturile cu schiurile, bobul, hockey-ul, schiul alpin sau patinajul viteză își vor desemna campionii la Beijing. Din 4 februarie 2022, cei mai buni sportivi din 15 discipline vor lupta pentru glorie și medalii. Raluca Strămăturaru este principala speranța României. În 2018, sportiva din Sinaia a terminat pe locul 7 la Sanie și speră că la Beijing să îmbunătățească această performanță. Atât pentru un moment. Eu sunt Daria și vă invit să vă bucurați de sportul de calitate din această iarnă. Numai bine, pe curând!